Proiectul Săptămâna Europeană a Sportului este cofinanțat de programul Erasmus al Uniunii Europene, iar printre organizatori se numără Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română Sportul pentru Toți. La nivel județean, de aceste activități sportive se ocupă Asociația Județeană Sportul pentru Toți. Ne-am înscris cu aceste activități pentru acest proiect, având ca partener pe Fundația Crizantema, coordonată de doamna dr. Hâncu, Școala Specială de Incluziune Alexandru Roșca și Grădinița Hristos Rege, iar la finalul săptămânii, respectiv 9-12 septembrie, avem o tabără în cadrul Săptămânii Europene, numită Minte Sănătoasă în Corp Sănătos, cu 30 de copii din cadrul centrelor de incluziune socială. Activitățile sportive au început luni la ora 10 la centrul de zi Crizantema, unde au participat atât copii cât și oameni în vârstă la mai multe exerciții de gimnastică de înviorare. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine, respirăm. Iubitorii sportului din municipiul Atenți mă cunosc ca persoana care a militat și militez pentru mișcare în rândul copiilor, dar a venit vremea ca acum să militez pentru cei de vârsta a treia. Mă bucur că există o permanență în organizarea unor asemenea manifestări și ceea ce vedeți astăzi la Centru de zi Crizantema, în colaborare cu Organizația Municipală Județeană a Pensionarilor, se întâmplă în fiecare zi. Deci în fiecare zi un grup masiv de persoane vârstnice vin aici, fac mișcare și mă bucur că ei au răspuns prezent astăzi și vor răspunde prezent pe parcursul unei săptămâni prin activități atât în interior cât și în exterior. Este un lucru benefic, vârsta a treia are nevoie de mișcare și voi fi alături de aceste persoane, pentru că și eu mă încadrez printre ele, ca mișcarea să constituie un bun de fiecare zi al celor în vârstă. Marți, activitățile vor continua la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, miercuri la Grădinița Hristos Rege, iar în partea a doua săptămânii se va organiza o tabără pentru 30 de copii la oglinzi. Am venit cu un grup de 12 copii. Este o acțiune foarte binevenită, mai ales în perioada vacanței, când activitățile sportive sunt mai rare. Și suntem foarte bucuroși că am fost cooptați în acest program al Săptămânii Sportului European. Astăzi am venit cu 12 copii, cum v-am spus. Mâine activitatea se ține la noi la școală, iar de miercuri până sâmbătă, un grup de 10 copii vor merge în tabăra de la Oglinzi.